Că te legi de asta, deci. Da. Dar poate să fii și 10 ori 11. Da. Și 200 ori 201. Tot două numere consecutive. Astea sunt două numere consecutive. Dar de ce te-ai gândit tu să scrii 2011 ori 2012? Sunt consecutive, da? Pentru că mă gândeam să scriu pe 1, pe 2, ca 1 supraveior 1. Deci, aici traduce așa, echivalent cu 1 supra 1 ori 2. Da. 1 supra 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3, da. Plus. Plus 1 supra 4 ori 3. 3 ori 4. Da. Da. Plus, mai plus da. 1 supra 5 ori 6. 6. Plus puncte, puncte, plus 1 supra... 2011. 2011. Ori 2012. 2012. Și asta, când o sum, știm să o facem... Da. Cam mai... Și o să dei 2011 supra 2012. Adică rămâne primul minus ultimul, da. E egal mai departe cu 1, îți amintești cum vine acolo, da. 1 minus 1, su, 1 supra 2012. Da. Din desfășurare, scrie acolo, da. Făcut de două, trei ori suma asta. Mai mult, așa. Și egal mai departe cu 2012, minus 1, deci face 2011. 2012. Supra 2012. Supra 2012. Și atunci cât este x-ul? X-ul este 2011. Deci din relația aceasta, din cele două scrise, rezultă că X e egal cu 2011. Cât mai de ești? Poate să. Da. Spune-mi tu... Trebuia să vedem cum... Trebuia să știm cum se scrie pe 2. 1 ori 2, pe 6, 2 ori 3. Pentru că când explicați dumneavoastră, mă gândeam, cum aș putea să scriu să-mi dea 1, ca modelul trecut. Exact. Și l-am scris pe 6, 2 ori 3, 12, 3 ori 4, două numere care scoase să-mi dea 1. Deci a fost telefonată ieșițul din clipa în care ai văzut X pe lângă X plus 1. Da. Deci când termenul general ai văzut că au produsit două numere consecutive, e? Te-ai gândit să scrii și pe astea tot numere consecutive, să te duci la suma pe care deja o știi. Da. Foarte tare chestia, nu? Adică la de mână, în final. Uite că... Se zice ce înseamnă experiența dintr-un alt ieșițiu? S-a prins ca o mănuș, s-a prins de tine, nu? Ți-a venit mănuș aici, în condițiile în care ai avut experiența ieșițiului cu suma aceea de înainte. Să vedem un alt ieșițiu, nu? Da, să zicem așa. Am să fiu un pic mai jos. Fie numărul A, deci fie A, egal cu 2 la a doua, 2 la a doua, plus 2 la a treia, plus 2 la a patra, plus 2 la a cincea, plus mai departe, plus 2 la 100. Iar B, egal cu 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 128 plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus plus 129. Plus, și așa mai departe, plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 511. Da, profesor, că am înțeles la A, B, E, ce sunt. Atunci, A ori B se rezulte de aici. A ori B este număr natural.
Păi, pe om se va că este... Vrei să te ocupi de mai întâi. Da. Deci ai și inspirație. Așa se și procedează. Deci când te afli în fața unei greșițe, te gândești de ce ai inspirația la prima vedere. Da. Deci prima reacție ai despre B. Deci... Mă gândesc să scriu pe 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 128, 1 supra 1. Pe 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 supra 29, 1 supra 2. Pentru că m-am gândit că 1 plus 2 plus 3 plus 128 se încadrează în toate sumele. Și aș putea să înlocuiesc, să știu că 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte 128 este 1. De ce e 1? Suma asta nu e 1. Vreau să descoperim dacă e o greșeală, să o eliminăm, să vedem cum greșe, cum ce propui tu. De ce spus că e grupa asta? Pe, nu, eu l-am locuit într-un fel cu 1. Deci să locuiești unul, cu una dacă vrem. Cu una, da. Și o vedea noi care iau una. Știu că au, se încadrează și în suma cealaltă, numai că 129 este în plus. Deci va veni A, 1 pe A, 1 pe A este primul. Da? 1 da. Pe A. Plus. 1 pe A plus B. A? Plus 129. Adică? 1 supra? 1 supra. Cine este în fața lui E 128? 128. 128. A. A. Plus 129. A plus 129. 29, corect. Plus? Plus 1 supra 129 plus 130. Ar fi AU plus 120. Gata, domn profesor, nu trebuie să mai locuiesc niciunea cu nimic. Da, cum fac? Da, să scriu 1 supra 128 plus 1 supra 128 plus 129 plus 1 supra 129 plus 130. Păi da, de ce să nu mai locuiesc nu știu una? Se păstrează toată suma, că ce e totdeauna la 1. Da. Adică scriu 1 supra A plus 129 plus 130. Deci A plus 129 plus 130. Plus, puncte, puncte. 1 supra A plus 129 plus 130 plus puncte, puncte. O 511. Așa. N-am făcut-o să scriu decât într-un alt mod. Dar da, ea... Nu prea am făcut deci. Nu? Deci sesizăm asta. Da. Când ai sesizat că nu te ajută? Că trebuia să te oprești. Să știi că atunci când ți-e simți ieșițul, nu te duci până la capătul. La 1 supra A plus 129. Exact. Și când ai zis pe cealaltă A plus 129 plus 130, ți-ai dat seama că... Deci ăsta e motivul să te retragi foarte repede. Deci când simți că ești pe un culoar greșit, adică nu-ți oferă perspectivă, șanse de a duce Cristul la cap, dar nu știu, te retragi. Deci ne repliem rapid. Altceva, o altă idee. Din experiența care o ai de până acum, ce idee ți-a venit ție foarte practică? Sfaturile sunt mai laus. Sigur că da. Păi ce să mai stă pe câțiva? Mai... Păi sigur că da. Nu stă pe gânduri. O calculăm concret. De fiecare dată. Da, problema e că trebuie să calculăm de la 120. Băi, nu ne speriem, nu să știm. Nu să știi ce... Deci, după ce ai avut o primă tentativă, ai înșuat aceea.
Ai venit cu alta asta. Da. Ai încercat ceva și ți-ai eliminat-o pe aceea. Acum a venit la tine, a poposit acum, ai ideea scalpului sudece. Nu abandonezi, că nu se știe. Vrem să vedem un pic, să desfacem acolo. Cu cine ia suma? Haideți să o scriem așa, în general. Suma următoare. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus ien, în general. Da. Nu pun plus 128 plus 29, că înlocuiesc ien-ul. Cât este asta? N ori N plus 1 supra 2. N ori N plus 1 totul supra 2. Foarte tare. Da. N ori N plus 1 pe 2. Atunci suma aceea particulară, 1 plus 2 20. Plus 3 plus puncte puncte plus 128, cu cine ar fi egal? 256, adică 128. Mă interesează rezultatul, mă interesează formula. 128 plus 129 supra 2. Deci este egal cu 128 ori 129. Corect. Plus supra 2. Totul supra 2. Hai să scriem. Deci B ar fi egal cu? Inversat de fracția. 128 ori 100. Inversate, inversate. 1 supra asta. Adică asta inversate, cât face? 1 supra 2. Dar cum inversat? Păi, bine atent. E 1. E 1 supra 128 ori 129 pe 2. Așa este, nu? Da. Și cât face asta? Fracție de jos. Nu, toată asta. Calculul ăsta cât face. 1 supra 256. Cum ce vrei 256? Păi am simplificat plus 28 cu 2. Da. Și mi-a dat 64. Și am înmulțit 129 cu 64. Cum scrii tu asta? 1 supra 3 pe 2. Egal cu cine? Egal aici. 1 supra 3 pe 2. Egal cu asta. 1 supra 2. Vreți zic că egalul este aici? Da. Să mai iau arată, exemplu. Cum scrii tu 5 pe 6 totul sub... 5 pe 6 totul supra 4 pe 3. Egal cu cine? 5 supra 6 ori 3 pe 4. Da. 5 pe 6 ori 3 pe 4. Deci egal cu 5 pe 6 ori 3 pe 4. Dar asta cum este acum? 1 ori 2 pe 3. 1 ori... Invers aceea. Celălaltă ăsta. Ori 2 pe 3. Să scriem 1 ori 2 supra 128 ori 129. Așa vreau. Dar tu de ce nu vrei? Dar n-am înțeles. Păi eu am scris așa aici. Da. Tu simplificai, spuneai 2, nu știu ce, nu faci. Dar nu m-am gândit la inversat. Este o părțire, mă. Când egalul este aici, adică prima, ori a doua inversată. Așa se apar două părți, frate. Deci asta cât face? 2 supra... 2 supra cât? 128 ori 129. Dacă însă ai fi avut egalul... Fii atent aici. Acum vreau să-mi spui exact. Are importanță egalul unde este pus? Da. Foarte. Deci mereu pus în dreptul. Nu mereu. Dacă ai fi scris așa. 1 supra 128 ori 129 totul supra 2. Dacă ar fi fost așa. Egalul pus. Vezi, este același lucru. Parcă, dar egalul e pus la fracția asta. La linia de fracție aici. Ești greșit. Nu. Aici cu cine este egal? 1 supra 128 ori 129 ori 2. Ai terminat aici.
Lui 2 pe 1, normal. Ai și 2 pe 1. Dragule. Și ori cealaltă inversat, ori 1 pe 2. Foarte tare este. Vezi că tu și data trecută bâlbâiai de aici și tu tot așa. Dar nu, stai. Păi, este scris clar pe tablă. Și a zis, egal cu cine? Tu mi-ai spus că simplifici. Hai că ne reperea. Da. 64. 4. 129. Ori 129. Și îți dădea 700 sau 600, nu știu ce spuneai tu acolo? Da. De unde îți dădea 600? Că n-am început. Păi 129,64. Și cât faci 129,64? Dacă dai pe mâna ta. Calculez 6 ori 36. Și faci 600 sau știi ce spuneai? Nu, nu am zis 600. Păi. N-am terminat de calculat încă. Păi mă! Mă, când îmi spunea așa, eu nu știam ce să zic ea. Păi da. Deci, atenție multă. Davide, astea sunt lucrurile care ne rup. Deci, atenție. Când avem ceva împărțit la altceva, la alte fracții, mulțim pe aia de sus, chiar dacă nu-i fracții. Da? Deci, tu ai văzut lui, aici era în panică. Nu, n-am înțeles formularea poliției care a spus-o. Că când am spus inversați, eu m-am gândit la altceva. Da. Hai să mai repetăm o dată, ca să nu mai fi nicio confuzie. Deci dacă am așa, 3 supra 7 pe 5 egal cu, hai, 3 supra 7 pe 5 egal cu? 3 supra 1 ori 7 pe 5. Deci vine 3 supra 1, cât punem așa, da? Poți să zici atât, 3 ori? 5. Ori? 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 5 pe 7. 5 pe 7, 7 pe 5. E înregistrat. Da. 3 ori, 5 pe 7, vreau, doar inversat. Dar dacă scriu 3 supra 7, totul supra, vezi că totul pe 5. Și acum egalul practic am avut aici. Cu cine este? 7 supra 3. Cât? Egal cu? 7 supra 3. 7 pe 3. Ori 1 pe 5. Deci 7 pe 3. 3 pe 7. 3 pe 7. 3 pe 7 ori? 1 pe 5. 1 pe 5. Dragă, deci lucrurile acestea trebuie foarte bine clarificate, foarte bine știute, că degeaba ne ducem noi la șmecherii, că știi, putulunga mică ăsta, o greșeală aia mică, elementară, dă tot capul peste cap. Da? Deci acum, să ne înțelegem bine, egalul are foarte mare importanță, și e vorba de o împărțire prin linia fracția asta, înseamnă. Și cei deasupra împărțim la tot cei de desubt. Da? La tot cei de desubt. Dar, uite, îți dămăvesc o început. Până când eu nu mă convinc că totul ți-e clar, nu trec mai departe. Am văzut acolo cum se poate scrie, da? Dar mai vreau să-ți faci următorul calcul. Unu plus unu pe doi. Da? Unu plus unu pe doi, totul supra. Unu plus unu supra. Trei plus cinci pe patru. Egal aici. Deci cum lucrăm aici? Egal. Unde se întorcem? Da, 1 plus 1 pe 2. Aia seamănă cu introșeală 3, dar altfel spus că trebuie să faci operația asta de mare. Și cât faci aici? 2 și 1, 3? 3 pe 2. 3 pe 2. Deci 3 pe 2, totul supra, totul supra. Da, acolo a scris 1 supra 3 plus 5 pe 4. Da. Da. Păi acolo trebuie să... nu pot să fac nimica. De ce? O să înmulțesc pe 3 cu 4. Adică concret, cum scriem egal mai departe? Tot scriem 10, 1 plus 1 plus 1 supra. Păi devine timp acolo la operație. 1 supra 12 plus 5,
17 spre 4. 17 spre 4? Egal cu? Trebuie să introduc întregi în fracție. Pe care întregi? Nu trebuie să aduc întregi în fracție, trebuie să aduc același numitor. Adică? Trebuie să înmulțesc pe 1 pe 1 cu 17 pe 4. Deci, supraetajarea asta te încurcă niște, da? Da. Fă ceva! Păi o să scriu 4, 4 supra 17 ori 1. Deci, faptul că e plus un dreptul linii de fracție, o face pe asta linie importantă. Da. Deci o să zicem 3 pe 2 de înainte. Care e 3 pe 2. Totul supra. 1 plus și acum e vorba de o împărțire. Da. A ceea ce este aici împărțit la asta la altă. Da. Și ordinea fiecare operație înainte de adunare facem împărțirea. Da. Deci ar fi 1 înmulțit cu 4. 1 înmulțit cu 4 pe 7. Da? 17. 1 pe 17, corect. Ceva de 4 pe 7. Egal mai departe, că nu e egal. Egal până ajungem acolo. Egal cu? 3 pe 2 supra 1 plus 4 pe 17. Așa. Acum trebuie să... Da. 3 pe 2 supra 17 cu 4 21. Da. 21 supra 21 spre 17. Corect. Egal cu? Acum trebuie să egal cu 3 supra 2 ori 3 pe 2 ori 17 pe 21. 17 pe 21. Vedem dacă fac ceva simplificat, nu se fac, nu? Ba da, 21. 3 cu 21. E vezi? Corect. Și cam atât. Da. Și egal cu? 17 supra 14. 17 supra 14. Iată, rezultatul. Hai să mai vedem o dată. Deci vreau să fie foarte clar. Deci, egalul mă duce, că asta e mai importantă, împărțirea importantă. Și tot ce este acolo, ca și cum, tradus așa ar fi. Deci asta tradus ar fi așa. 1 plus o doimine, în paranteză, totul de împărțit la 1 plus 1 împărțit la 1 împărțit la paranteză rotundă 3 plus 5 pe 4. Iată, așa ar fi desfășurarea. Așa arată mai ușor. Arată mai ușor, dar aici tu ești obligat să înțelegi bine scrierea așa. Deci, 1 ăsta se împarte la 3 pe 5. 3 e plus 5 pe 4. Și de aceea fac adunarea, 17 pe 4. Și pe 1 îl împart. Mulțumesc pe 1 în partea 2-a inversată. Da? Acum? Ai înțeles mai limpede? Da, de aici ai înțeles mult mai clar de ce trebuie să vezi așa felul ăsta. Și ordinea infinitorii operațiilor te duce spre așa ceva. Bun, ne place mai discuții de înainte că am insistat foarte tare pentru că am sesizat stăpiciunea ta aici când ai zis 1 supra asta, n-ai fost rapid să spui că face 2 pe 2 pe lângă n, pe lângă n plus 1 sau 2 pe lângă 28, 29. Asta când ce înseamnă că s-o întoarsă invers, nu înțeles, întoarsă invers, adică mulțit. Mulțit cu aceea invers. Mulțit și Domnul Hristos să-l întoarce, adică mulțește-o. Eu ți-am spus, într-un limbaj, exact, într-un limbaj de ăsta de-al nostru, ca să mergi, întoarce-o. Am înțeles și eu. Deci întoarce-o în sensul că tu ai înțeles că e vorba de împărțire și mulțit prima cu a doua inversată. Deci era ascuns limbajul, cum spune, era... Dacă îmi spuneați, înțeleg că n-am prins. Da, și atunci ce m-ai obligat să mă duc la scrierile cele din forma aceea de... Ca să înțelegi că e vorba de împărțirea asta. Unul împărțit la
29 + 28 sunt la 2. Adică mulțim cu inversa și unul mulțim cu... Deci cât face B la fi 2 supra... Așa este, nu? 2 supra... Ai întors acum, sper că înțeles. Da. 2 supra cât? 128 + 129 + 2 supra + 129 + 130 + 2 supra + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 + 130 +
Și te-ai dat acesta? Doi acela. Și toate au doi? Da. Și ce ai putea face? Să simplific cu doi. Da, dar să te ieși. Cât ai vrea să apară tu? Unu. Păi fără, să apară unu. Apoi să-l împart pe... Deci dacă tu împarți prin doi pe aici, strice gheșițul. Da. Deci dacă împart pe doi, toate doiurile la doi. Adică ce să faci? Cum să faci? Simplific. Păi dacă simplifici, nu strice... Simplificarea așa se face, nu? Da, sunt. Doamne, să zici doi ăsta cu ce ai? Cum? Ca să apară peste tot unul. Fiindcă e peste tot doi. Să împart toți numii. Nu, așa se cheamă numărători. Numărătorii cu doi. Adică scoatem pe doi în factor comun. Da. Bă, ce faci noi aici, mă? Deci egal cu doi pe lângă. Doi pe lângă. Doi ori unu ar fi aici. Da. Doi ori unu. Și doi pe lângă. Unu supra. 128 ori 129. Da. Plus 1 supra 129 ori 130. Da. Plus multe puncte. Plus 1 supra 511 ori 510. Doamne, nu se mai dea seama acum. Era să mă adic S2. 2S2. Egal cu 2 ori. 2 ori. Și asta, dacă poți să-mi spui deodată cât este, este cel mai fericit. 2 ori 511, 510. 128 și 150. 128 ori. Că s-a trebuit același numitor, 128. Nu, 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 rezultat. Cât este final? Spune-mi așa, egal pe lângă cine? 1 supra 128 minus 1 supra 510. Asta vreau să spun. Eu vreau să văd ce fac. Lasă rezultatul. Să înțeleagă prietenii noștri că noi am calculat suma asta, am ajuns în două, s-au redus termenii asemenea și rămâne primul și ultimul, da? Da. 1 supra 128 minus 1 supra... 511. Nu mai trebuie să aducem la același numitor. Exact. Ca să aducem la același numitor, ce trebuie să facem? Să-i descompunem fapt. 128 se descompune. 128. 2 2 la 7. Dar ca să nu fi pierdut timp atât de mult, puteai să te gândești la următoarea chestie. Faci, ai zis 2 ori 64, nu? Iar 8 ori 8 fac 64. Deci egal cu 2, ori 2 la 3, că 8 e 2 la 3. Ori încă o dată totul la 2, încă 2 la 3. Și faci 2 ori 2 la 6 ori 2, 2 la 7. Că 3, 2 la 3, totul la 2 fac 2 la 6. Deci iată viteză. Da? Viteză din lucru. Totdeauna trebuie să avem în vedere așa. 2 la 7 este 128. Și mă întorc la 511, să vedem. 511. Păi, prin 3 nu se simplifică, prin 5 nu, prin 2 nu.
autorul trebuie să fie făcut într-un limbaj, să am aici șanse bune. Nu cumva 511 este prim. E să vedem dacă 511 este acolo, poate nu am văzut eu bine. E 511, din păcate. Deci... N-au cea mai mare. Atunci trebuia să fie 512, dragule. Știi că la prima sumă e primul plus ultimul. 128, 129. Am înțeles, domnul profesor. Aici e 511, noi am ieșit, 512. Da. Și 512... Deci, spuneți pe la 512. Ia să vedem, 512 merge? Prin 2, da. Nu cumva de 4 ori 128, fac 512? De 4 ori. 4 ori 8, 2. Ba da, 2. Da. Da. 32. 42. 8 și 11. Da. Face exact, nu? Mm-hmm. Păi dacă așa stau lucrurile în uitor, omul este 512. Da, adică dar 128 îl înmulțim cu 4. Cu 4, da? Da. Și mai face cât calculul? 2 pe lângă. 2 pe lângă. 4 minus 1. Adică 3. 3. 3 supra. 500? 312. Și egal mai departe cu? Trebuie să împărțim la 2. Adică ori 2. 6 supra... Păi, de mână, stai o secundă, să simplificăm pentru un 2. Da. 2. 2. 5. 6. 256. 3 supra 256. Deci 3 supra 256 este cine? B-ul. Așadar, rezultatul la B, acesta este. Deci despre B, egal mai departe, ca final, 3 supra 256. Sau egal cu 3 supra. Oare 256 e 2 la câta? Păi dacă 128 e 2 la 7, 2 la 9. De ce? 2, 128 ori 2? 2 la 8. 2 la 8. Supra 2 la 8. Deci ăsta este rezultatul lui B. Hai să ne uităm o dată la B, că a fost extraordinar de important. Hai să mergem pe pașii și pe urmele, să spun, pe pașii. De cum ai pornit tu, Negheșiți? Cum ai intrat? Ce ai vrut să faci? Ai vrut să vădezi, ai zis exact că asta ar fi una. Da. Și că următorul ar fi plus 29. Și când ți-ai dat seama că... Mergem, abandonat-o. Ai abandonat. Păi mai ai zis, hai să calculăm? Suma cauză. Suma cauză, la fiecare zi, vă spune suma cauză. Și aici, dacă te prindeai când am zis eu, întoarce-o, că de fapt ascundeai împărțirea lui 1 la da. Și întors însemna așa, el nu mai pierdeam atâta timp. Deci vezi unde ne-am, pe drum, ne-am împotmolit la operație elementară. Că tu n-ai zvâgnit aici, n-ai sărit repede. Dar nu mi-am dat seama că m-a spus întoarce-o. Nu mi-am dat seama ce... Și tu ce vrei să faci la ieșitul acela de... Dacă scriam așa. Te uitai mult și bine. Da. Haideți să fim sinceri. În afară de faptul că la acest întoarce n-ai percutat foarte repede, dacă înlocuiam pe 128, suma asta,